ca să scoți acesta, trebuie să-i sacrifici. Și ce se întâmplă cu 10.000 de porci? Porcii aceștia toți care se incinerează, o parte din ei, sigur că cu condițiile de mediu, cu medici acolo, e o muncă extraordinară, să știți că înțeleg că ați acolo și armata, este... Acolo. Și armata. Acolo este ca la Auschwitz.